Trafic deviat de Ziua Unirii, vineri, pe 24 ianuarie, circulația rutieră în zona centrală, mai exact în Piața Unirii, va fi restricționată între orele 7 dimineața și 15 după amiază. Tramvaiele și autobuzele vor avea rute ocolitoare prin Piața Independenței. În stradă vor fi polițiști locali și cei de la rutieră pentru dirijarea traficului. Măsura a fost luată pentru buna gestionare și derularea evenimentelor organizate în Piața Unirii. Detalii despre traseul deviat al mijloacelor de transport în comun le găsiți și pe site-ul nostru telem.ro.